Salut! Astăzi îți voi arăta cum se rezolvă un tip de limite remarcabile. Avem următoarea limită, care trebuie să o rezolvăm cu ajutorul limitei remarcabile. Mai sus eu am scris formulele, limita unde x tinde la plus minus infinit, 1 plus 1 pe x la puterea x egal cu e, mai jos avem limita unde x tinde la 0, unde 1 plus x la puterea 1 pe x este egal cu e. Deci vedem că la putere s-a pus inversa acestei expresii, da? 1 pe x inversa este x și s-a pus la putere. Același lucru îl avem și aici. X inversa este 1 pe x și l-am pus sus la putere, care rezultatul este identic. Vedem în cazul nostru că noi nu avem 1 plus ca în formulă, de aceea îl vom adăuga forțat. Limita x tinde la plus infinit, deci 1 plus, avem 2x plus 3, același lucru, da? 2x plus 3 pe 2x plus 1 și dacă am adăugat acest 1 numai decât trebuie să și îl scoatem. X minus 1 la putere egal limita x tinde la plus infinit și vom rezolva aici fracția. 1 plus îl lăsăm pentru că trebuie să fie și acest minus 1 îl vom amplifica cu numitorul pentru a ajunge la același numitor cu 2x plus 1. Și avem 2x plus 3 pe 2x plus 1 minus 2x plus 1 pe 2x plus 1. Deci este 1, da? La puterea x minus 1 egal limita x tinde la plus infinit. Și rezolvăm aceste două fracții. 1 plus, putem să le scriem pe aceeași linie de fracție, 2x plus 3, minus, deci acest minus din fața fracției va schimba toate semnele de la numărător. Plus 2x va fi minus 2x și plus 1 minus 1 pe 2x plus 1 la puterea x minus 1 egal limita x tinde la plus infinit, deschidem paranteza, 1 plus. 2x minus 2x se reduc și avem 3 minus 1 care este 2 pe 2x plus 1 la puterea x minus 1. Deci vedem că seamănă această expresie cu expresia de mai sus. Doar că noi trebuie să avem la puterea, aici 1 pe x, la puterea x înseamnă că inversa acestei expresii. Deci ce vom face noi? Vom înmulți cu inversa expresiei noastre. Înmulțit cu 2x plus 1 pe 2. Dar cum am spus la început, dacă adăugăm ceva numai decât trebuie să și scoatem. Și dacă am adăugat prin înmulțire, o vom împărți tot la această expresie. 2x plus 1 pe 2. Egal. Deci, haideți să analizăm cu ce am rămas noi. Scopul nostru este să utilizăm limita noastră de sus, da? Conform formulei. Avem 1 plus, este 1 pe x, este o expresie pe care noi o avem în felul următor, da? Nu este identică, dar este o fracție, da? La puterea x am spus că e inversa, deci noi am adăugat, iată, inversa aceasta. Și știm că este egal cu e toată limita. E. Însă nouă ne-a mai rămas, iată, aceste două expresii, x minus 1 împărțit la 2x plus 1 pe 2. De ce e va fi la puterea limita x tinde la plus infinit din x minus 1, îmi punem cu o paranteză pentru că avem împărțirea, împărțit la 2x plus 1 pe 2. Este egal. Acum vom calcula această limită în altă parte ca să nu complicăm exercițiul acesta. Limita x tinde la plus infinit din x minus 1 pe lângă. Deci aici avem împărțirea și cunoaștem că împărțirea se transformă în înmulțire, iar această fracție se va inversa. Deci înmulțit pe lângă 2 pe 2x plus 1 este egal cu limita x tinde la infinit din. Și haideți să înmulțim. X minus 1 pe lângă 2 va fi 2 pe lângă x minus 1 și vom înmulți 2 cu fiecare termen din paranteză. 2x minus 2 pe 2x plus 1 este egal. Limita x tinde la infinit. Și aici avem o limită nedeterminată, infinit pe infinit. În cazul ăsta, noi vom scoate forțat pe x, adică x-ul cu cea mai mare putere. X pe lângă 2x împărțit la x este 2 minus 2 împărțit la x pe, același lucru și jos, x pe lângă 2 minus 1 pe x egal. 2 pe x mereu va tinde spre 0 și 1 pe x tot va tinde spre 0. Pentru că dacă înlocuim x cu infinit, 2 supra infinit egal cu 0. 1 pe infinit tot egal cu 0. X cu x se simplifică și vom avea 2 supra 2 care este 1. Și atunci vom scrie e, vom reveni aici, da? Toată această limită este egal cu 1. Rezultatul este E. Asta este tot. Sper că ți-a fost de folos lecția de astăzi. Succes ție la matematică!